Când elevii mei vor să-mi traducă în viață visul părinților mei, visul meu, cred că este cel mai frumos ce poate să-și vrea, să-și dorească un pedagog. Spuneam, ce înseamnă o zi pentru istorie, o zi pentru istorie care se numără în milenii. Numai nu 1 decembrie, care pentru... spre care România au mers sute de ani. Numai nu 1 decembrie pentru cei care și astăzi merg spre Marea Unire. Unire! Unire, români! Unire! 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 Reunire! Reunire! Unire! Poate suntem noi mici, poate suntem noi mici în comparație cu cei care împart și reîmpart lumea, dar noi suntem acasă, noi suntem acasă, noi suntem mai buni. Poate cu spada astăzi nu se poate demonstra nimic, dar prin ceea ce suntem, prin idealurile lui 1 decembrie, noi suntem eterni. Cu această ocazie aș vrea să mă adresez către mulțime cu felicitări, să reîntregim țara. Reunire! 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 Românii zmuri și voi duși, duși cu silă prin Siberii, padul țării înapoi. Ah, blestemul ce apasă peste o țară de români, ce-i primiți de noi în casă, peste noi se vor stăpâni. Și-au nevălit cu foaie de la nord și sărit, iar tu, Doamne, iai și dui, dui de unde au tăvărit. Dui în două temniți large, un oraș și patru sate, până în cel Sibir, Soviete și republici separate. Nouă în cele patru zări împlinește nemenirea și dă-i pace acestei țări și dă-i, Doamne, întregirea. Doamne, Doamne, dă-ne ce ni s-a furat și din Gâia strămoșească de la Nistru până la Tisa, e o țară românească.